Salutare, mă numesc Andrei și în masa de astăzi vreau să încerc în tot clipul acesta lucruri care nu le avem în Marea Britanie din fast food-uri, dar poți le gătesc acasă. Și în America este McGriddle, da? La micul dejun se servește, e un sandwich sau burger de două clătite, de sirop de arțar, da, care eu le-am cumpărat și le-am făcut la grill, de aceea își numesc McGriddle, și cașcaval american de-a lor, cum îi pun, șuncă și ou. Sau în loc de șuncă au sausage clătită. Da, clătită aceea. Eu am decis așa să gust, pentru că mai tare mi-ar plăcea cu șuncă. Arată destul de binișor, aș spune. Mi s-au primit cam, aș zice, exact. Apropo, ouă nu intră ca în McMuffin, dar e omletă. Clătita se vede că e la grill. Spunește că clătita e dulce. Și se arată ouă, șunca și cașcavală. Plăcut impresionat. Spunește duce cu sărat. Nu rău. Și am aici sirop de arțar. Și nu că din sirop de glucoză, fake-uri de astea, dar chiar sirop de arțar de grad A. Adică e scump calitativ. Într-adevăr, sirop să fie de arțar, nu zahăr sau altceva. Și acum îi pun sirop. Să facem un test cu sirop anume pentru că la micul dejun el așa se servește. Să vedem. Încă și mai dulce ar trebui să fie. Vedem cum iese. Se un pic mai dulce. Dar oricum e combinație de dulce și salat. Nu rău. Chiar deloc nu e rău. Credeam că o să fie mai intraiurea. Și că așa mi s-o primit să fac McGriddle. Nu știu ce în Marea Britanie nu fac. Ar trebui să aduc și aici, chiar nu știu de ce nu inventează și aici să facă foarte puține lucruri să în Marea Britanie. Când dați țăratul dulce, am mai gustat. Ea se leagă bimșor. Nu rău. Șuncă, omletă și cașcaval. Ok. Asta am încercat să fac din fast food-uri. De la McDonald's. Următoarea, ne vedem într-o secundă ce să mai încerc. Următoarea rețetă e KFC Waffle Burger. Anume se numește, da, avem două bucăți de Belgian Waffle. Sugar waffle anume, care e dulce, cu două bucăți de piept de pui crocanti în făină. Waffle-urile sunt făcute la grill, acestea sunt cu ptor și cu sirop de arțar. Să vedem cum o să arate și cum o să fie la gust. Pieptul sărat. Asta e dulce. Interesant. Dulce cu sărat, la fel ca McGriddle-ul. Dar să vedem cum o să fie dacă o să-i pun și sirop. Pentru că normal trebuie să fie cu sirop, așa era scris acolo. Să fie și mai dulce. Să vedem așa. Facem un test. Caldul dulce. Gustoșul nu-i rău. Nu-i rău. Să vedem cum o să fie încă dacă să-i pun șuncă. Am o bucată de șuncă. Să-l iau să-l pun și pe ăsta. Să fie și mai sărat. Ia. Op.
nu strici tare sandwich-ul. Destul de interesant în orice caz primește. Dulce salată, așa, tematică. A? Nu rău. Nu se rog. E bun. Și măzuitorul și waffle-ul pe 8 din jumate din 10 merge. Textura interesantă, cum și clătitele, așa și waffle-urile, e diferit, acolo era ou, șuncă, cașcaval aici, chiar și cu șuncă și fără, destul de interesant se primește. Și aici e piept, acolo era ou, ambele mi-au plăcut, experimentele chiar sunt interesante. Am terminat sandwich-ul, dar mi-am adus aminte de piesa de rezistență, că am uitat. În fiecare clip trebuie să fie prezentă. Un pic am rearanjat masa pentru că fac experimente, așa să spunem. Vreau să găsesc un cadru în care cumva să lăs într-un fel totul aranjat și fără să fac de 10 ori, dacă nu se prea primește. Ok, am pus înapoi varianta anterioară. Am mâncat 3 waffle burgeruri de găină și 2 măgrităluri. Și ce mai am așa ceva interesant, în cuptor cu 20 de minute am pus cușier Lorraine. Ele sunt de mai multe feluri. Eu de obicei așa tartine mâncam ca torte dulci de obicei și am decis ceva sărat să gust. E ceva francez, un fel de coptură pastry case, da? De aluat. Și ea e umplută, sunt diferite, care cu pești, care cu legume vegetariane. Eu am luat un fel de all-in, am luat cuptură cu lapte, cu șuncă afumată, cu ou ca un fel de omletă, se primește, cremă de ou, așa e scris aici, e custard. Și am 2 feluri de cașcaval, da? Am cașcaval maturat, deci trebuie să fie gustos. Se primește chiar așa, dacă simt cu cașmezură, eu îmi făină coptură, șuncă, cașcaval, lapte. Și cam asta. Să facem un test, ceva cald. De obicei eu sunt deprins în așa formă să mănânc ceva desert dulce. Dar aici e sărat și arată bine. Avem stratul de jur împrejur, dar înăuntru e plină cu umplutură. Ia? Și caldă. E gustoasă. Am Fanta dulce și am chefir, piesa de rezistență, chefirul prezent întotdeauna. Aluatul acesta el e standard, și că la deserturi și că la ceva sărat. E vine de gata formă, aceeași rețete. E crocantă, cum crocantă, e fărămicioasă, mai corect spus. Și foarte stâri, pur și simplu de jur împrejur și dedesubt. Înăuntru e plină. Într-adevăr gustoasă. Avem lapte, făină, pe treia loc vine șunca afumată, 14%. Pur mai avem cașcaval 8% cedar, 8% de altfel de cașcaval și lapte 8%. Și deja avem ouă. Să primești că da. Este ca un fel de ou bătute, crema asta, ou, cum se numește, custard și turnată. Avem și alb și galben, deci se vede unii diferă. Se arată foarte moale și pufos. Anume se vede cu ouăle acestea, cu șuncă mixate. Cum se numește, cu ce? Am înțeles că e ceva francez. Nu-s dezamăgit. Chiar deloc. Pe un 8 din 10, n-aș spune că e rea, n-aș spune că e cel mai bun lucru care l-am mâncat, e bunișoară,
Nu regret că am cumpărat-o cu soguz deloc. Probabil ar trebui să mai gust ceva. Nu de legume. Am văzut cu somon. Era aceeași vrea soguz de somon și poate mai găsesc ceva interesant. Numai nu de legume și alte prostii. Foarte, foarte mari și plăcute. Mie îmi pare că treaba asta chiar mai tare decât o pizza ne-ar place sau cam tot e pe acolo. E un fel de pizza super plină și cu ou. Toate și cașcavalul este aici. Mare diferență de pizza nu e, doar aluatul diferă. Ok. Spuneam, dacă încercam să facă... Vreau cumva să pun masa, camera, cumva să filmez tot, să fie tot aranjat, știi? Când ai de făcut ceva o filmare, să fii tot de gata, nu fiecare dată aranjat. Pentru că locul masa asta nu e aici, aici am și lumină, să fie totul bine, să se vadă. Acolo nu-mi plăcea când stătea în colț. Am vrut cum am început primele sandwich-uri să le mănânc în clipul acesta, am vrut acolo să o pun, dar cam tot nu prea iese. Pentru că e foarte greșit când în spate e fereastra. Ea trebuie să fie în față pentru că lumina să vină. Super bun. Se leagă și kefirul și Fanta. Și acum, la următoarea masă, ce vreau să gătesc? Piesa de rezistență. Snow White. Ce am vrut să gătesc, da? Am vrut să fac French toast, adică pâine prăjită cu ou, cum îmi place mie, mama foarte mult îmi plăcea în copilărie, mie foarte mult îmi plăcea asta, doar că aceea nu era French toast, era pâine prăjită cu ou. Dar French toast o să faci cu pâine de brioșă, da? Și am cumpărat brioș loaf, asta e pâine brioșă, ea e făcută cu, din start e ca pâinea, dar e parcă e pască, e făcută cu ou, cu unt, cu lapte, cu creme franșe, un fel de smântână franceză, da? Și am făcut-o după rețetă franceză, cu scorțișoară, lapte, ou, desigur, și cam asta. Și mi-am lăsat mărginile, da, să le gust goale, să văd cum e. Și am vrut să fac original French toast, anume cu pâinea asta, nu pâinea obișnuită. Da, miroase într-adevăr, parcă dacă mi-ai pui vanilie, parcă e pască. E foarte moale și puhăvă și anume trebuie să le tai groas feliile. Când am cumpărat o feliată. Ea e galbenă, se vede că e cu ou, nu e ca pâine albă. Simt că are unt, destul unt, pentru că și la gust, chiar dă senzații de unt. Și foarte aurie la culoare. Îmi place mult cum e brioșa. Eu chifle de brioș tot îmi luau. Dar este mare diferență la textură. Când este unt, ou, lapte, smântână, nu-i pâine obișnuită, deodată se vede. Și vreau să încerc diferite rețete. Dacă ați observat în acest clip, încerc mai mult pentru că am terminat lista de mâncăruri de la magazin, care am avut-o, că eu de obicei am o listă, care la cheat meal-uri o fac, și am terminat-o. Și am lăsat ceva ce mi-a rămas să încerc acasă să gust, cum să gătesc, anume, cum McGriddle-ul, waffle burgerul de la KFC, el este în America, în alte țări, la Marea Britanie nu-i. Deja Crucial Oran am cumpărat la magazin, am descoperit-o pur și simplu recent, exact o zi înainte să mănânc. Și deja French toast-ul, cum la Dwayne Rock Johnson, faci cheat meal-urile și am văzut și la alții în America cum mănâncă French toast-uri, dar eu niciodată n-am încercat. Eu pâine cu prăjit cu în copilărie mâncam, de obicei era salată. Dar French toast-ul cu pâine de asta, brioșul mai corect spus, plus e dulce. Pui zahăr în lapte, scorțișoară în alta și servești cu fructe, după dorință. Afinie, am văzut zmeuri, căpșună, niște frișcă. Eu, prima, dacă am gustat-o goală, am văzut clasic cum e. E foarte gustoasă, foarte mult îmi place. Și acum am o banană, n-am vrut să mănânc mult doar confit,
Eu, să fie proaspăt, eu prăjesc câte două felii și le gust așa. Dă să vedem. Un pic mi se pare că cam prea mult le-am ținut pe este, că văd că cam s-au negrit. Următoarele mai rapid, pur și simplu n-am experiență de gătit. Miroase scorțișoară puternic. Ele sunt foarte pufoase, groase, trebuie anumită etic, să absoarbă bine anume tot, tot, tot. Să intre în interior și laptele și ouă. Cu toate că ce e amuzant, e însă și făcut cu ou, și tu încă mai pui încă și le prăjești încă în ou și lapte. Dar ea din start are și lapte și ou și unt și tot. Și încă și trebuie să o prăjești în unt. Da, îmi place foarte mult când anumii moale și se absorbe. Nu-mi plăcea să mint că în copilărie dacă pâine era, nu era proaspătă. Super. Mie îmi plac cinnamon bun-urile astea. Cu scorțișoară anume. Copturile. Și asta e textură perfectă. Încă e mai gustoasă ca așa. Foarte mult au absorbit anume laptele cu ou. Am pus 450 ml de lapte. Moale scorțișoară. Și trebuie să pui și niște zahăr. Să fie dulce. Cu toate că și sărat cum o făcea mama mea. Foarte mult îmi plăcea. Foarte dulce și gustos. E așa e un pic dulce care un pic de zahăr. Ia să vedem cu banană. Spunem așa un pic de banană aici în interior. Banana e foarte coaptă, am luat-o cea mai coaptă. Banana îi dă un gust încă și mai gustos și banana tot așa e moale însă și ca și pâinea. Foarte gustos. Goală pe un 8 din 10. Gătit așa, 8 jumate. Dacă îi mai pui o banană, e nouă. Dulce, moale, foarte super. În special și scorțișoara. Eu adun în spun la desertul scorțișoară, tot în iaurt, în coard, ăsta faghi, pun niște fructe sau scorțișoară, e super bun. Nu știu ce, dar scorțișoara dă așa interesant un miros și parcă face mai dulce. Ea nu-i dulce, dar când o pui, parcă automat stă mai dulce desertul. Wow! Am făcut și unul cu iaurt și cu banane, dar e așa de greu, el e gros, plus e absorbit tot anume, așa o greutate are, nici nu mă pot exprima, e foarte, foarte grea când o ții în mână, e strașnic. E un sandwich triplu că e mai ușor. Miroase scorțișoara, banană, iaurtul acesta faghi, el bogat în proteine, cam tare mare, nu se deosebește față de acesta la gust, parcă. Super bun. În interior absorbită cu ou și cu lapte. Super, super bună. 9 jumate din 10, Doamne ferește. Caldă, dulce. Eu n-am cuvinte. Nu prea am gătit de mult pe acasă, dar după cât văd, ideile care le-am luat au fost gustoase. Măgritul mi-a plăcut, KFC Waffle Burgerul mi-a plăcut, piept de pui crocant, napolitanul, wow, super bun. Ce am uitat? Am uitat siropul de arțar, că eu am luat siropul de arțar pentru toate, și pentru burger, și pentru French toast, pentru că French toast-ul am mi scris că cu maple sirop, sirop de arțar se servește. Cu toate că mie foarte mult îmi place așa, pentru că în ou și lapte pui zahăr, dacă să-l mai îndulcești, și e foarte dulce. Adică eu sincer, de aceea am uitat, pentru că nici nu simt necesitate. S-a fost pur, poate că trebuia. E foarte dulce. Când își pune are zahăr, și eu n-am mai pus. Plus, nu știu ce, dar mie nu prea îmi place, nu prea înțeleg dulceața din siropul acesta. Foarte stranie, adică eu când am gustat data trecut, n-aș spune că tare, tare am fost încântat, dar să încercăm, așa un pic spun pe banana asta. Nu tare, tare, smurdăresc tot sandwich-ul.
Mie, sincer, îmi pare că el mai tare strigă. Eu l-am gustat și gol, să văd și gust are. Mie parcă îmi pare că tu mai amar adușe leacă. El e dulce, dar parcă la urmă, eu nici nu știu. Și n-am luat sirop din zahăr, dar e de gradul A, Amber Enrich. E anume Pure Canadian Maple Sirop. Adică tot e ca la carte, într-adevăr, sirop, sirop, nu-i zahăr. Pentru că am văzut că sunt unele care sunt ieftine. El e scump patracului, apropo. Asta de 180 de mililitri micuță e vreo 6 lire, mi se pare. Că adică e scump patracului. Dar era de asta de vreo 2 lire. Și mă uitam, deși de 2 ori și ceva mi-e scump pe ăsta, 4-5 lire, 6 cât era. Adică minim 2 ori mi-e scump. Și când mă întorc, este Pure Canadian, grad A. Dar pe cealaltă când întorci, dar pe în față e scris Maple Sirop, dar nu e scris Pure Canadian, pur și simplu Maple Sirop. Dar când întorci din spate, apoi scris că e sirop de zahăr, de glucoză, acolo nu știu ce, și nu e sirop de arțară anume. De asta de arțară e diferit la gust. Dar eu totuși nu înțeleg gustul. Nu aș spune că sunt mare amator. Mai bun așa. Și să mai încerc iară cum am făcut cu măgritelul și cu waffle burgerul, am făcut șuncă sărată și să mixez dulce cu sărat. Că la America, văd că în America, la americani, foarte mult e versiunea asta, sirop cu șuncă afumată și în ceva dulce anume, nu știu de ce, dar de la ei anume m-am luat. Dezdem șunca. Cum e? Bă, dai, se arată foc. Și mi-a rămas 4 bucăți de banană. Vreau să încerc. Foarte bun junga. Numai că nu-mi place că o sărează foarte tare. Încercăm așa. Am să încerc să fac unul cu șuncă. Și să văd cum e. Se o filie de șuncă, pur și simplu. Și am să o pun aici. O trebuie, de fapt, în jumătate să o rup. Da. Să-mi fie mai ușor, pentru că facem experimente și nu știm cum o să primească. Foarte mult îmi place că absorbe foarte mult. Eu am tăiat gros anume pâinea și uite cum se întinde. Îmi place că anume e groasă, absorbe foarte bine. Așa, încercăm mai întâi clasic doar cu șuncă. Să vedem ce o să fie. Așa. Într-adevăr, îmi place cum s-o primit. Sărat cu dulce. La chicken waffle la fel. Waffle-ul era dulce, carnea era sărată, plus turnai sirop deasupra. Aici e foarte dulce pentru că eu în consistență am pus așa dulcitor. Interesant dulce cu sărat, sincer. Recomand de încercat, adică nu înțeleg de ce așa bine se leagă. În Italia tot prosciutto cum pepini galbeni ceva să leagă. Ok, ne-am să încercăm cu o bucată de banană. Să încercăm șuncă cu banană, așa. Așa e de straniu, dar așa e de gustos. Mai e o bucată de șuncă. Ok, nu-i rău. Pun șuncă. Să încercăm cum fac ei. Șuncă și sirop de arțar. Hop. Nici nu simt siropul. Dar cu banană? Cu banană e bun. Sincer. Se leagă binișor. Banană, șuncă, e ca să le pun și pe astea două aici. Așa. Să fie un sandwich turbat. Poftă bună! Super bun! Trebuie mai des să gătesc. Mi-am mai făcut o bucată de șuncă și ultimele două felii cel mai gros tăiete.
Și deja cam asta a fost tot pe acest clip. Am gătit tot ce am vrut să gătesc. Deja nu știu la ce să mă mai gândesc pe următoarele clipuri. Ceva, vreo idee tematică de clip, pentru că din mâncăruri cam nu mi-a rămas nimic. Doar au apărut înghețată nouă care trebuie să o cumpăr. Dar nu pot să mănânc doar înghețată, trebuie să mai mănânc ceva. Și încă și pe ce trebuie să mă să o cumpăr. Așa că ne vedem în următorul clip. Pa!